Cei care vor să-i aducă un omagiu lui Mircea Sneguru o pot face la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului din centrul capitalei. Sicriul primului președinte al Republicii Moldova a fost depus în fața altarului acum o oră. Cu o relatare în direct de la fața locului vine colega mea, Laura Rânja. Laura, bună seara, te ascultăm! Bună seara, bun găsit tuturor! De mai bine de o oră se adună aici, la Catedrala din centrul capitalei, cei care l-au cunoscut și l-au admirat pe fostul președinte al Republicii Moldova, Mircea Sneguru. Sicriul acestuia a fost adus aici, la Catedrala din centrul capitalei, în jurul orei 17:30, deși era programată această aducere în jurul orei 18, așadar de atunci vedem că oamenii continuă să vină până în acest moment aici ca să depună flori la sicriul regretatului Mircea Sneguru. Am reușit să vorbim și cu câțiva dintre ei. Ne-au spus aceștia că principalele caracteristici ale fostului președinte sunt bunătatea, dar și iubirea față de țară. Am observat de asemenea și câțiva oficiali care au venit aici să depună flori. Vorbim de exemplu despre șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, de asemenea l-am observat aici și pe deputatul Radu Marian, dar și pe foști deputați din primul legislativ al Republicii Moldova. De asemenea, a fost observat și fostul ministru al culturii din România, Lucian Romașcanu. Va fi sicriul regretatului Mircea Sneguru aici până în această seară, până târziu, iar mâine, începând cu ora 10, se vor desfășura funerariile care vor începe la Palatul Republicii. Totodată, important de spus este că autoritățile au declarat ziua de mâine, 16 septembrie, zi de doliu național. Mircea Sneguru va fi înmormântat la cimitirul din centrul capitalei de pe strada Armenească. Totodată autoritățile îndeamnă șoferii să recurgă la calm și înțelegere, asta pentru că vor fi restricții în capitală pe anumite străzi, de exemplu între orele 10 și 11 vor fi restricționate anumite părți din Bulevardul Ștefan cel Mare, dar și de pe strada Maria Cebotari, iar în intervalul orelor 13 și 14 de asemenea vor fi restricții pe strada Maria Cebotari, Vasile Alexandri, dar și Alexei Mateevici. Atât de aici, Angela.